Biblioteca Județeană Alexandru Odobescu din Călăraș, cu sprijinul Consiliului Județean Călăraș, vă invită să participați la un eveniment cultural organizat la nivel național, cea de-a 13-a ediție a Nocturnei Bibliotecilor, numită simbolic Share Location at Bibliotecă. Evenimentul va avea loc în data de 30 septembrie, începând cu ora 18. Campania de activare nocturnă a bibliotecilor din România a fost inițiată de Asociația Națională a Bibliotecilor Publice din România. Nocturna Bibliotecilor este un eveniment inițiat de Asociația Națională a Bibliotecilor Publice din România. Este a 13-a ediție și se încearcă ca toate bibliotecile din țară să aibă porțile deschise pentru comunitățile pe care le deservesc. Ce evenimente vor avea loc în acea zi? Vom avea o seară plină de surprize, în care, în primul rând, împrumutul de carte, pentru că el este obiectul nostru principal, va putea fi făcut până la cele mai târzii ore din noapte. Vom avea expoziții de carte, călătorii culturale în jurul lumii, susținute de voluntarii noștri, care promovează fiecare câte o zonă geografică a lumii. Vom avea cerc literar, lansare de carte la sala Perspective a bibliotecii, o lansare de carte a unei călărășence de 29 de ani, Ionela Raluca Barbu. Roz Nord se numește cartea și este un roman SF. Vom avea întâlnire cu tehnologia la laboratorul Smart, unde cei care ne calcă pragul se pot întâlni cu ochelarii VR, cu creioane 3D. Vor vedea niște aplicații pe care colegul nostru le pregătește pentru dânsii. Avem un club pentru seniori la etajul 4, unde este mediateca bibliotecii, unde clubul se numește Remember the Time. Adică dânsii își vor aminti de din vremurile trecute, prin filme, muzică veche. Ce mai avem noi? O să avem un fotocorner, ateliere creative pentru copii la etajul 2 și la ludotecă, atât pentru juniori cât și pentru școlari. De asemenea, avem deschisă și filiala de la Orizont, care și acolo vor fi cluburi de lectură, ateliere de bricolaj, expoziții de carte și împrumut, în primul rând, împrumut de carte. La ce oră începe și la ce oră se va termina evenimentul? Va începe la ora 18, în continuarea programului nostru. Noi avem program până la ora 18 și în continuare vom desfășura activitățile propuse și ne vom duce până la ora 23. Dacă vor fi utilizatori mulți, rămânem chiar până la orele 24.